Aplică cu sau fără voia lor dictonul latinesc
sau principiul acesta divide din pera, dezbină și stăpânește. De aceea, Biserica, ca o mamă bună a neamului nostru românesc, are datoria de a se strădui să-i unească pe credincioși, să-i adune împreună în Biserica Măririi lui Dumnezeu și în jurul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci viața noastră a creștinilor este cristocentrică. În centru este Hristos, care înseamnă viața noastră și în jurul Lui gravităm toți. Deci viața noastră e liturgie după liturgie. Ea, cum am spus, se desfășoară sub lucrarea de jertfă a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, lucrarea liturgică și post-liturgică. Și dacă Domnul întâi și-a învățat ucenicii să se iubească, pentru că până și între ei s-au creat mici răzmerițe, atunci cu atât mai mult, noi care suntem la distanță de aproximativ 2 milenii, riscăm să ne dezvinăm. Și le-a spus, vedeți că dintr-o aceasta, deci spuse apostolilor, va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste între voi. Și cred că și noi astăzi, după aproximativ 2 milenii, suntem ucenicii mai mici ai Domnului și putem să lășui dragostea în familii, în locul unde muncim, oriunde este nevoie de dragostea noastră. Și minunat ar fi dacă întotdeauna am reușit să înlocuim cura cu dragostea, pentru că aceasta e bine plăcută lui Dumnezeu. De aceea, iată versetul 19, zice Mântuitorul în smerenia Lui adâncă, de ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. Noi știm că Dumnezeu înseamnă de fapt Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, fiecare cu lucrarea Ei, creerea lumii de către Dumnezeu Tatăl, mântuirea lumii prin jertfa de pe crucea Domnului și purtarea de grijă asupra lumii prin Duhul Sfânt până la sfârșitul veacurilor. Deci Dumnezeu, în treime slăvit, este bun, este atot bun. Pentru aceasta, El ne mai îngăduie încă, așteptând de la noi, să înlocuim ura cu dragostea, să înlocuim fapta rea cu fapta bună, să înlocuim gesturile care nu concordă cu calitatea de creștin, cu acele virtuți care ar trebui să ne stăpânească. Dar aș vrea să trecem la celălalt eveniment care pentru noi are o valoare deosebită, de fapt celelalte două, însă întâi de toate, noi vom vorbi despre Sfântul Apostol Andrei, pentru că el face parte din ceata celor 12 Sfinți Apostoli. Și abia după aceea despre Sfântul Andrei și Aguna. Iubiților credincioși, noi ne aducem aminte că de la Rusalii, când Domnul nostru Iisus Hristos a dat poruncă Sfinților Apostoli, mergând, învățați toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Apostolii și-au asumat pe de-a întregul acest mesaj, această poruncă a Domnului nostru Iisus Hristos și-au plecat să încreștineze semințiile Pământului. Însă au stabilit între ei, așa spune referatul biblic, prin sorți care unde să se ducă. Și astfel,
cel mai tânăr dintre apostoli, Sfântul Apostol Andrei, fratele Sfântului Apostol Petru, a ajuns să propovăduiască aici, în ținuturile noastre. Dar nu oricare dintre apostoli, ci unul tânăr, unul încărcat de energie și în același timp, fiind ucenic un timp al Sfântului Ioan Botezătorul. Vă dați seama că a avut ce învăța de la Sfântul Ioan Botezătorul. Am spus că era fratele Sfântului Apostol Petru, amândoi pescari din Betsaida, Galilei. Sfântul Andrei l-a dus și pe Sfântul Apostol Petru la Iisus, pentru că vizitându-l odată i-a spus, iată eu l-am descoperit pe Mesia, care se cheamă Hristos. Și cum înăuntru lui și Sfântul Apostol Petru, pescarul Petru, Iona, simțea nevoia să-L cunoască pe Iisus, au mers amândoi și Hristos le-a spus, iată, de acum înainte vă voi face pe voi pescar de oameni. Iubiților credincioși, deci, Sfântul Apostol Andrei și-a împlinit misiunea aici în ținuturile noastre și spun și mai ales marele istoric, Sfântul Eusebiu de Cezarea, în istoria sa bisericească, vorbește în detaliu despre faptul că Sfântul Apostol Andrei a propovăduit în jurul Mării Negre, Pontul Euxin. Și atunci, dacă ne întoarcem la Rusalii, la momentul în care s-a întemeiat prima comunitate creștină, se vorbește acolo cam de 3.000 de bărbați alături de femei și copii, și tot acolo se vorbește de mai multe seminții din toate colțurile pământului care erau prezente la pogorârea Duhului Sfânt, face referire și la cei prezenți din Pontul Euxin. Deci strămoșii noștri au ajuns să fie părtași la momentul pogorârii Duhului Sfânt asupra Sfinților Apostoli, la primele rusalii creștine. Deci a luat misiunea și a încreștinat Armenia, Iviria, Sciția Mare, adică Ucraina de astăzi, învingând crucea pe locul unde este Kievul de astăzi. Kievul, o mare metropolă creștină cu 28 de catedrale. În 1983 am vizitat-o în vremuri de dictatură comunistă. Poate v-am mai spus, poate nu. În acel moment, fiind un turist simplu din România, am descoperit o femeie ghid care nu vorbea de cetățeni sau de poporul rușa mai departe, ci ea își permitea să facă referire la creștinii ortodoxi ruși, pentru că era a patra zi de Paște, când de după Paște, în săptămâna luminată, când ne-am aflat în Kiev. Și acolo am văzut acele catacombe cu oseminte de creștini rămase de mult. Am văzut, deci, acele tuneluri prin pământ numite catacombe, cu altare subterane, unde pur și simplu n-avea loc decât în genunchi. Și acolo, probabil, creștinii se rugau și săvârșeau misterul liturgic de frica prigonitorilor. Acea mănăstire, Kieva Lavra Pecerskaya, a rămas peste veacuri o comunitate foarte puternică ortodoxă, chiar dacă a fost un timp desfințată. Iar când ghidul ne-a arătat macheta orașului Kiev, răsăreau în ochii noștri bisericile presărate în Kiev și și-a permis să spună că au fost 28 de catedrale și se vedeau, se deosebeau puternic
față de celelalte construcții, chiar dacă numai arhitectural. Atunci funcționa doar una din 28. Astăzi, cu siguranță că toate sunt deschise și în toate se slujește Sfânta Liturghie. Deci, Kievul, zona, știți, ea mare Ucraina de astăzi, a fost încreștinată de către Sfântul Apostol Andrei. Și mai departe, Crimeea, încreștinată tot de către el, sudul Basarabiei, gurile Dunării și iată că încet vine, a venit spre noi Sfântul Apostol Andrei, spre strămoși, spre cei din Sciția Minor, din Dobrogea de astăzi, rămânând multă vreme la Tomis. Îi făcea plăcere să rămână acolo, să se roage, pentru că a găsit o civilizație mai înaltă, deoarece grecii au venit mult mai devreme și au comunicat prin schimburi neguțătorești cu constanțenii, adică Tomisul de atunci și cu cei din prejur. Dar chiar dacă prigonitorii îl urmăreau pe cel care răspândea, pe cel care aducea cu el suflul unei noi atitudini creștine al Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, el și-a găsit un loc tot într-o mică catacombă care astăzi se numește Peștera Sfântului Apostol Andrei și acolo a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu ucenicii pe care i-a câștigat la început. Și a mai rămas până astăzi un loc de referință care denotă prezența Sfântului Apostol Andrei, pârâul, o apă curgătoare mică numită pârâul, cu denumirea pârâul Sfântului Apostol Andrei. Pentru noi cred că este foarte important faptul că acolo s-a sedimentat o comunitate bisericească puternică prin lucrarea Sfântului Apostol Andrei. Căci de acolo avem descoperiri arheologice din secolele 2-3. Avem cele patru morminte de la Niculițel, Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos. Avem o organizare bisericească încât la primul sinod ecumenic de la Nicea, din 325, a fost prezent un episcop de la noi, de la Tomis, Constanța, numit de unii Vetraniu, de alții Vetraniu. Deci vă dați seama cât de vechi este creștinismul, ce legătură puternică are creștinismul nostru ortodox prin lucrarea de atunci creștinism ortodox după schisma de la 1054. De atunci, prin lucrarea Sfântului Apostol Andrei. Dar el nu s-a oprit numai aici, când au permis timpurile, s-a dus mai departe și după ce a hirotonit preot și a așezat episcop la Tomis și și-a împlinit misiunea găsindu-i uniți sau lăsându-i uniți, a încreștinat mai departe Tracia, adică Bulgaria de astăzi, Macedonia și Grecia, foarte important. Și în Peloponez a zăbovit 2 ani. Din păcate, la Patras, în Grecia, și-a găsit sfârșitul mucenicesc. Pentru acolo a găsit un igemon al cetății, pe nume Egea, care nu l-a suportat, n-a suportat de-a dreptul mesajul pe care îl aducea cu el, un alt fel de viață creștinească, un suflu nou și l-a întemnițat, l-a schingiuit, l-a condamnat la moarte prin răstignire pe cruce cu capul în jos. Și-a dat obștescul sfârșit în 30 noiembrie pe timpul împăratului Nero. Îmi pare rău să recunosc și e dureros. Iată, se leagă de cele 10 persecuții
ale celor 10 împărați romani care au măcelărit pe creștinii veacurilor primare din Imperiul Roman în frunte cu Nero, poate cel mai sângeros împărat care a dat și foc unei părți a Romei. Pe timpul lui și-a găsit sfârșitul mucenicesc Sfântul Apostol Andrei. Din păcate, de atunci ne-a rămas, sau din fericire, nu știu cum să zic, la trecerea peste calea ferată, crucea denumită a Sfântului Apostol Andrei sub formă de X. Așa a fost și el așezat, picioarele în sus, capul în jos și chinuit acolo până la finalul vieții. Aceasta e viața și pătimirea Sfântului Apostol Andrei. Acum vreo 7-8 ani am cunoscut un profesor de cibernetică din București pe nume Scarab Emil. Între cele 27 de cărți scrise despre economie și cibernetică, a scris și o carte religioasă care e de luat în seamă. Viața, misiunea și pătimirea Sfântului Apostol Andrei. Dacă pe un laic l-a preocupat viața, misiunea și pătimirea Sfântului Apostol Andrei, cu atât mai mult pe noi se cade să ne preocupe. Pentru că aparținem Mântuitorului Hristos și Bisericii Lui Apostolice prin osteneala, prin jertfă, prin încreștinarea, prin martiriul Sfântului Apostol Andrei. Deci, iubiților credincioși, două, trei concluzii trebuie să tragem. Sunt unii care vin și ne spun că, de fapt, noi suntem creștini de la Niceta de Remesiana prin secolele 3-4. Greșeau. Răspuns direct, iată de când suntem creștini. De la misiunea împlinită a Sfântului Apostol Andrei. Vin alții și ne mai spun că creștinarea noastră s-a petrecut prin secolele 7-8, mare aberație. Dar, într-adevăr, vecinii noștri pot celebra încreștinarea în anul 950 prin Ștefan cel Sfânt. Pentru că au peregrinat din Asia în Europa prin secolul 4 și mai departe, din Mongolia, ajungând aici, în 950 sunt declarați încreștinați celebrându-l pe Ștefan cel Sfânt. Sârbii s-au fost încreștinați în 868. Rușii, dincolo de Kiev, marele teritoriu, în 988. Dar noi existăm ca și popor creștin de la Sfântul Apostol Andrei, deci înainte de primul sinod ecumenic de la Nicea. Pentru aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această șansă și pentru această simbioză minunată. Popor ortodox de sorginte latină. Iubiților, când s-a construit acum câțiva ani autostrada Sibiu-Orăștie, au fost descoperite două situri arheologice care dovedeau vechimea poporului român și totodată s-au găsit și probe de creștinism autentic. Dar, din păcate, și nu știu pentru a câta oară, noi n-am știut, nu știm și nu vom ști, avea grijă de vesticile noastre istorice ca să ducă mai departe la viitorime faptul că suntem de o viață de veacuri dintr-un începutul creștin ortodox. Și cred că nu voi mai continua mult cu Sfântul Apostol Andrei, că timpul ne presează, ci doar mă voi bucura ca și dumneavoastră că din 1997 Sfântul Sinod, prin hotărârea 3399,
a hotărât ca Sfântul Apostol Andrei să devină ocrotitorul României, să devină sărbătoare națională în 30 noiembrie, adică astăzi, și totdeauna în 30 noiembrie, și să fie trecută cu roșu în calendarul Bisericii, pentru că motivația este foarte clară. Sfântul Apostol Andrei este încreștinătorul românilor. Și pentru că Mitropolitul Ardealului poartă numele de Andrei, deși din naștere era Atanasie, Sfântul Sinod a hotărât ca și Mitropolitul Andrei și acuna Sfântul Mitropolit al Ardealului Andrei și acuna să fie celebrat tot astăzi, 30 noiembrie. Și amândoi să fie ca o pregustare, dacă îmi permite să pun în ghilimele, a Marii Uniri care s-a petrecut la Alba Iulia în 1 decembrie 1918. Și este foarte interesantă viața Sfântului Mitropolit al Ardealului. S-a născut cu 6 ani după ce a venit în lume marele mecena Emanuel Gojul. Dacă Emanuel Gojul s-a născut în Oradea, într-o clădire vis-a-vis de Biserica Colună, în 1802, într-un loc unde înainte de începutul Bisericii se săvârșea Sfânta Liturghie, Andrei Atanasie și acum s-a născut în 1808 în nordul Ungariei. Avea părinți a români din Grabova, lângă Moscovole. Tatăl său s-a numit Naum și acum. Nu cunoaștem împrejurările pentru care în 1814 tatăl său a trecut la catolicism, acolo și-a botezat și copiii, sigur a avut 4 copii, Atanasie s-a născut în 1816 la Mișcolț și a continuat să facă școala acolo, iar în 1826 a absolvit gimnaziul catolic la călugării Iariști din Pesta. Relevant mi se pare faptul că atunci când a ajuns la deplină maturitate, undeva la vreo 28 de ani, 29 decembrie 1826 a făcut cerere de trecere la religia ortodoxă. Cu siguranță că a avut convingeri foarte clare pentru care a trecut la religia ortodoxă. Și apoi a urmat filozofia și dreptul între 1826-1829 în Buda. Apoi s-a hotărât să urmeze teologia ortodoxă din 1829 la Vârșeți. Iar în 1833 a îmbrățișat schima monahală, s-a călugărit în 1833, primind numele din Atanasie și acuna în Andrei și acuna. Și pentru că l-au simțit cei care l-au primit în schima monahală că este un vizionar, că este un adevărat ortodox care s-a convertit din convingeri foarte clare, știind vitregiile vremii peste Mitropolia Ardealului, au hotărât să-l numească vicar al, pe vremuri, atunci, desfințat de Mitropolia Ardealului, fiind doar vicariat. Și ca să vedeți, în 1834, la 2 februarie, a fost hirotonit diacon în catedrala din Karlovița. Care a fost crezul lui? E de luat în seamă, iubiților. Pentru că, din păcate, avem nevoie și astăzi de lideri care să ne ducă la limanul mântuirii și să încheie șovăielile prin care trecem. A declarat pe atunci tânărul călugăr Andrei Șaguna, pe românii transilvăneni din adâncul lor somn, extraordinar, din adâncul lor somn vreau să-i trezesc.
Deci pe românii transilvăneni vreau să-i trezesc. Și cu voia lui Dumnezeu cel adevărat vreau să-i fac să iubească pe Dumnezeu. Lucru și misiune împlinită. De la Vicariat de Sibiu a ajuns până la Mitropolia Ardealului. Și a trăit o viață trepidantă, o viață cu multe împliniri. Și ca să vedeți unde a fost hirotonit preot ca să fie instalat pentru Sibiu. La Turda, la o biserică numită Biserica dintre Români, în 1847. Și apoi, cea urma, 1848, Marea Adunare de Ramlaj, a fost prezent, a dus mesajul la împăratul Franț Iosef, mai departe a prezidat Consiliul Național Bisericesc de la Sibiu, 1850, unde a fost prezent și marele nostru mecenă. 27 august 1850 înființează tipografia arhidiecezană, 1 ianuarie 1853, telegraful român periodic de la Sibiu, care neîntrerupt de atunci până astăzi funcționează. Apoi seminarul a creat în 1855 Institutul Teologic de la Sibiu, care a fost reînființat pentru că înainte funcționase ca și seminar Andreean din 1786. 1850, totodată colegiile Andrei și Aguna de la Brad și de la Brașov. Apoi, între 1856-1858, nouă ediție a Bibliei Ortodoxe, manuală școlare, 800 de școli și seminarii înființate. În 1864 reface Mitropolia Ardealului, desființată în 1701 de către unianism, de către greco-catolici. Și pentru că a fost o viață trepidantă, la numai 65 de ani, în 1873, 28 iulie, trece pentru cele veșnice. Iubiților creștini, pentru aceasta am considerat că trebuie să ne aplecăm puțin asupra jertfei celor români, apostol, Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Mitropolit Andrei și Aguna. Pentru că, în primul rând, datorită celui din tâi, suntem creștini ortodoxi dintr-un începutul, datorită celui de-al doilea, avem Mitropolie Ortodoxă la Sibiu și Ortodoxie autentică în Ardeal. Așa. Slavă Tatălui și Fiului.